Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Alexandre Dumas, Masca de fier, capitolul 21. Istoria s-a sfârșit. Ceremonia căsătoriei regale începuse. În fața întregii curți, Cardinalul rostit de la altar cuvintele uzuale. Ne-am adunat aici pentru a uni acest bărbat cu această femeie cu legământul sfânt al cununiei. Dacă e cineva care are motive să se împotrivească, să vorbească acum. Liniștea care urma acestor cuvinte fu întreruptă de vocea lui Fochet, care tocmai intrase în catedrală. Sfernicul își croi drum prin asistență și se îndreptă spre altar. La jumătatea drumului se opri și spuse. Eu protestez. Aruncă o privire în jurul lui și apoi continuă adresându-se cardinalului. Eminență, vă previn, vă riscați capul, acesta nu este regele. Arestați-l, strigă conetabilul gărzii sale, arătându-l pe fochet. Sfernicul regal scoase repede un pistol și exclamă. Înapoi, Omul acesta arată ca regele, e îmbrăcat ca regele, vorbește ca regele, dar nu e regele. N-aveți nicio grijă, majestatea sa va veni la ceremonie, e pe drum. Mă duc acum în întâmpinarea sa. Vin cu dumneata, exclamă domnișoara de la Valier, care era prezentă la ceremonie. Cuvintele acestea vor asupra lui Fochet alt efect decât cel așteptat ne dându-și imediat seama de prezența în catedrala cortezanei lui Ludovic și crezând că este vorba de o femeie care căuta să-l împiedice de a ieși în întâmpinarea omului cu masca de fier, lucru ce trebuia evitat cu orice preț, el se întoarse spre amanta suveranului său și descărcă pistolul în piept. Apoi, profitând de învălmășarea și de confuzia care se produsese, reuși să fugă afară din catedrală. Primul care își reveni fu Filip, Regele se adresă lui D'Artagnan, pe care îl văzuse că se pregătește să se ia după fugar. Mă duc după ucigaș și să închid drumul spre Paris. Ești singurul rege care va păși astăzi pe șoseaua parisului. Numai un rege poate închide un drum, replică Filip, care socotise că a sosit momentul să se răfuiască cu fratele lui geamă. Apoi se adresă asistenței care începuse să murmure. Eminență, gentilom și doamne, am o răfuială cu un dușman al Franței. Maria Tereza se strânse lângă el ca și când ar fi vrut să-l rețină. Filip o privi cu dragoste și îi șopti. Iartă-mă, mi-am amintit că mai am ceva de aranjat. Cu avansul luat asupra urmăritorilor săi, Fochet reuși înainte de a fi deranjat de cineva să întâlnească caleașca în care se afla Ludovic. Fostul aprot sări în trăsură și, lingușitor, se adresă suveranului său, care continua să poartă masca de fier. Sunt fericit de a fi instrumentul eliberării majestății voastre. De ce nu mai o crotit mai bine? îi răspunse cu asprime Ludovic. Între timp, Filip și cei patru muschetari părăsiră și ei catedrala și încălecând, apucară drumul pe care trebuia să vină Ludovic. Ajungând pe vârful unei coline, de unde șoseaua care șerpuia în vale putea fi observată cu ușurință, cei cinci prieteni se opriră în așteptarea dușmanului lor. D'Artagnan fu cel care descoperit cel din tâi apropierea adversarului. – Focher și regele lui! – exclamă el arătând spre un punct unde un orules de praf trăda urma unei calești. După câteva clipe, caleașca deveni mai distinctă și Filip, împreună cu cei patru muschetari, putură vedea trăsura lui Fokker și garda care o însoțea. Să așteptăm să urce dealul, ca să fie cai obosiți," spuse Filip. Iar pe scumpul meu, frate, lăsați-l pe mâna mea." Vom lupta călare," se adresă D'Artagnan muschetarilor, dându-le directivele necesare. Îi luăm prin surprindere." Când socotică trăsura ajunsese la distanța cea mai potrivită de ei, D'Artagnan dezlănțui atacul, pornind cu tovară și săi după el. Vizitiul, observând apropierea unui grup călare care nu părea să aibă intenții pașnice, trase dârlogul cailor. De ce ne-am oprit?" întrebă Ludovic. Chiar Filip ne atacă," îi răspunse Fochet, uitându-se afară pe portieră. Un glon te trimis de vizitiu îl doboru pe Portos care mai avut putere să strige doar. Nu vă îngrijiți de mine! După trăsură! D'Artagnan îl ochi pe vizitiu care se rostogoli de pe capră în timp ce caii se ambalară fără conducător. După trăsură! strigă fostul capitan de muschetari lui Filip. Fochet trăgea cu furie în urmăritorii lor. Gloanțele lui doborâre pe Aramis și Atos, așa că numai Filip și D'Artagnan mai rămăseseră să continue teribilă goană. O clipă mai târziu, furândul lui D'Artagnan să primească în piept glontele ucigași. Filip, văzându-l că se rostogolește la pământ, își opri calul și descălecă repede lângă el. D'Artagnan deschise ochii și se strădui să surâde pentru a-i ascunde adevărata lui situație, apoi îi spuse. Nu uita, rănile se leagă după luptă. Filip se mai uită odată la vechiul lui prieten, îl ajută să încalece și porniră ca o furtună după caleașca care continua să alerge fără vizitiu. Văzând apropierea lui Filip, Fochet, care îi sprăvise gloanțele, scoase capul pe portieră și strigă. Mai repede vizitiu! În clipa aceea își dădu seama de tragicul situație în care se găseau. Caleașca ambalată și fără conducător se îndrepta spre o prăpastie care se ridica amenințătoare înaintea lor. În fața acestei primejdii, instinctul de conservare îl făcu să procure alt sentiment. Fără să spună vreun cuvânt suveranului său, deschise portiera și se azvârli afară pentru a încerca să se salveze. Rămas singur în trăsură, Ludovic se simți cuprins de frică la gândul că va trebui să-l înfrunte pe Filip. Mai repede vizitiu, mai repede!" strigă el cuprins de panică și fără a fi sesizat că se îndrepta spre o moarte sigură. Ultimile cuvinte îi se curmară în gâtleși caleașca trecut peste parapetul în altei prăpastii, de unde se rostogoli în abis sfărâmându-se în bucățele. D'Artagnan se aplecă peste marginea prepastiei și, făcându-și semnul crucii, se întoarse spre Filip care descălecase. Dragul meu, va trebui să dăm foc trăsurii pentru ca să nu mai rămână nicio urmă pe scarii de prin partea locului, ar putea să dea de tot ce în și să constate că prizonierul din Basilia era un om ca tine care se mâna foarte bine. Îți aprop sfatul în întregime, D'Artagnan, și imediat îl vom pune în execuție. Hai să coborâm repede înainte ca ploaia, care amenință să înceapă să ne oprească de la lucru. Într-adevăr, cerul se întunecase brusc, norii fiind negri, iar fulgerele se succedeau în zgomotul asurzitor al tunetelor. În timp ce coborau pe o potecă, D'Artagnan, care era în frunte, se opri brusc. Văzuse pe fochet într-un hal de nedescris, îndreptându-se spre locul unde se prăvălise caleașca și masca de fier. Ei se ascunsele după o stâncă la un semnal al capitanului de muschetari. Cei? întrebă Filip în șoaptă. Ai răbdare, privește! Fochet caută să se apropie de caleașcă!" Și ei văzură la lumina fulgerelor roșii, în mijlocul întunericului care se lăsase și prin care un vânt rece bătea violent, pe fostul aprod, cu hainele zdrențuite în urma căderii pe șosea, înaintând greoi, blestemând cu voce tare natura, oamenii și neșansa lui. În fundul prăpastiei, un râu își gonea apele pe suprafața cărora fulgerele aruncau reflexe ciudate. Ajuns la vreo 5 metri de Filip și de muschetar, Focer se opri brusc, ca în prada unui ciudat presentiment. Aruncă o privire spre orizontul nemărginit, respiră parfumurile sulfuroase ale furtunii și scoase un suspin care semăna mai mult a răcnet. Mii de blesteme! tună el. Nu văd de ce aș mai coboru, poate că este mort. Poate că mai trăiește, strigă din colțul său d'Artagnan, cu o voce atât de solemnă și teribilă, încât fostul favorit se cutremură din creștet până în vârful picioarelor. D'Artagnan ținuse să-și dezvoluie prezența înainte de a ataca. Fochet se întoarse brusc. Cine a vorbit?" întrebă Fochet. Eu," răspunse D'Artagnan, arătându-se imediat. Făți ultima rugăciune, mizerabilule!" Mori, blestematule!" urlă fostul aprod, repezindu-se cu spada înainte spre muschetar. Acesta a făcut o piruietă și geniul rău al lui Ludovic al XIV-lea, împins de elanul pe care și luase, se prăvăli în gol. Un urlet care nu mai avea nimic omenesc în el, sfâșie văzduhul și fochet își drobi craniul în fundul prăpastiei de o stâncă. A murit încă un mizerabil, murmură muschetarul, arătând lui Filip leșul curtezanului într-o străfulgerare a norilor. Cei doi își continuară coborâșul și, după jumătate de oră reveniră pe șosea. Focher și masca de fier nu mai existau. Amândoi muriseră în cădere și fuseseră îngropați sub două stânci. Când ajunseră pe șosea, Filip și D'Artagnan se opriră, priviră în vale și, -și scoaseră pălăriile, descoperindu-se în fața morții. Îmi pare rău de el și nu-l urăsc," spuse Filip într-un târziu. D'Artagnan îl privi cu duieșie, apoi, relându-și mâna severă, replică. Majestatea voastră are determinat ceva. Reîntoarcerea lui Filip la catedrală futut atât de zorită ca și plecarea lui. Tânărul voia să fie cât mai repede alături de iubita lui pentru a termina ceremonia care trebuia să-i lege pe viață unul de altul. Dar Tanian, deși grav rănit, îl urmărea de aproape, ne lăsându să vadă cât de greu era să se țină în șa. Când ajunseră la catedrală, Filip se îndreptă spre altar, luăm mâna Mariei Tereza pe care o învălui într-o privire de adâncă dragoste și apoi se uită la cardinal ca și când ar fi vrut să spună că poate continua ceremonia de acolo de unde se oprise. Cine este nașul?" întrebă cardinalul, reluând ceremonialul. Eu cer această favoare," răspunse D'Artagnan. Vă declar căsătoriți în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. După pronunțarea acestor cuvinte care însemnau terminarea ceremoniei, D'Artagnan, părăsit de puteri, căzu la pământ. Filip și Maria Tereza se repeziră la el, dar fostul comandant de muschetari, cu un aer senin, se adresă protejatului său. Felicitările mele! Acum tu ești cel mai bun spadasin al Franței! D'Artagnan! exclamă Filip îndurerat. Cei doi tineri, în genunchiar alături de el și, D'Artagnan, mai șopti înainte de a închide ochii complet istovit. Pieții Portos și Aramis, ce singur se vor simți fără mine! Trăiască regele! Cu ochii plini de lacrimi, Maria Tereza suspină. Ce om viteaz! Franța va avea întotdeauna nevoie de bărbați viteji! și de femei viteze, adăugă Filip, apucând mâna soției lui cu care urma să muncească pentru ca să schimbe acum impresia lăsată poporului de domnia lui Ludovic al XIV-lea, fratele său geamân. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Alexandre Duma. Masca de fier Capitolul 22 Moartea lui D'Artagnan Aramis, ridicat post-mortem la rangul de duce de Alameda, contele Portos ca și Atos fură înmormântați cu toate onorurile și regele vărsă o lacrimă caldă pe mormântul fiecăruia. D'Artagnan nu muri, deși rana era mult mai gravă și pierduse sânge mult. Gasconul avea resurse nebănuite de vitalitate și după două luni fud nou pe picioare. Povestea noastră, deși s-a sfârșit, merită să vedem cum regele Colbert și D'Artagnan au rămas credincioși unii altora. În a doua primăvară, după oficierea căsătoriei regelui cu Maria Tereza, armata de uscata Franței porni în război. Armata preceda într-o ordine magnifică și impozantă curtea lui Ludovic al XIV-lea. Regele pornise călare, ducând cu el toată elita regatului său pentru a se asista la sângeroasa sărbătoare. Ofițerii armatei nu avură, este drept, altă muzică decât artileria forturilor olandeze, dar fu destul pentru un mare număr care găsiră în acest război onorurile, avansarea, bogăția sau moartea. D'Artagnan porni, comandând un corp de 12.000 de oameni, cavalerie și infanterie cu care avea ordin să cucerească diferite poziții care constituiau nodul strategic al regiunii Friz. Niciodată vreo armată n-a fost mai galan condusă într-o expediție. Ofițerii știau că stăpânul, tot atât de prudent și viclean pe cât era de bolnav, nu va sacrifica un singur om sau o bucată de pământ fără utilitate imediată. Avea vechile obiceiuri soldățești. A trăit printre războinicii săi, Făcându-i să râdă și forțând pe adversar să plângă. Capitanul muschetarilor regelui pusese totul în joc pentru că se pricepea în această meserie. Niciodată nu se văzură ocazii mai bine exploatate, lovituri mai bine pregătite, greșelile adversarului mai frumos speculate. Armata lui D'Artagnan cucerit 12 poziții într-o luptă. Ajunsese la al 13-lea oraș sediar și jocul dura de câteva zile. D'Artagnan să tranșe, lăsând să se creadă că nu mai speră să cucerească vreodată acest punct. Pionierii și săpătorii constituiau un armat acestui om, un corp plin de emulație, de idei și zel, fiindcă el îi trata pe soldați, voin să le facă munca glorioasă, ne lăsându-i să alerge spre moarte, decât atunci când nu le rămânea altceva de făcut. Nici o mirare, deci, că și soldații lui D'Artagnan răscoleau cu furie terenurile mlăștinoase ale Olandei. D'Artagnan expedia un curier regelui pentru ca să-i dea raportul ultimelor succese înregistrate. Buna poziția a sale se dublă în fața acestei situații și sărbările în cinstea femeilor se ținură lanț. Victorile lui D'Artagnan dădeau atâta ureolă regelui, încât Maria Tereza nu-l mai numea decât Ludovic Invincibilul. Prin acest titlu, doamna de Montespan, care numea pe rege Ludovic Victoriosul, pierdu mult din favoarea regală. De altfel, această favorită avea deseori ochii roșii și pentru un rege invincibil, nimic nu-i mai urât decât o favorită care plânge atunci când totul surâde în jurul Astrul doamnei de Montespan se înneca la orizont în nord de lacrimi. Veselia Mariei Tereza creștea pe măsura succeselor regale și consola pe rege de toate celelalte neajunsuri. Și toate aceste lucruri, regele le datora lui D'Artagnan. Majestatea sa vrea să răspătească aceste servicii și de aceea scrise lui Colbert. Domnule Colbert, avem de îndeplinit o promisiune către D'Artagnan, care își ține pe ale sale. Vă anunț că a sosit momentul să ne executăm. Ludovic în consecință, Colbert, care primise misiva regală chiar de la curierul lui D'Artagnan, reținut pe acest trimis până redactă o scrisoare către gloriosul capitan de muschetari, înmânându-i totodată și un cufăr din abanos încrustat cu aur, care, în ciuda volumului redus, era foarte greu din moment ce dădu curierului o gardă de cinci oameni pentru ca să-l ajute de a transportat. Acești oameni ajunseră la poziția sediată de D'Artagnan cam pe la răsăritul soarelui și se prezentară imediat în cortul generalului. Nu fu găsit acolo și li se spuse că D'Artagnan, contrariat de o acțiune vicleană a guvernatorului cetății, care abusese loc în ajun și în decursul căreia pierduse 79 de oameni, plecase însoțit de 10 companii de grenadieri pentru ca să pedepsească aspru pe adversar. Trimisul domnului Colbert primise ordinul să caute pe D'Artagnan pretutindeni și la orice oră din zi sau din noapte. Se îndreptă deci spre tranșee, urmat de escortă toată călare. Ei observară în câmpia deschisă pe Dartanian cu pălărie galonată cu aur, ținând într-o mână bastonul purtător al titlurilor sale. Își frământa mustața albă, iar cu mâna stângă se curăța de praful pe care îl puneau pe haine exploziile ghiulelelor care spintecau văzduhul. Totul în jurul lui era dezlănțuit ca într-un adevărat infern. Văzduhul duduia de pe urma exploziilor ghiulelelor, ofițerii mânuiau cazmalele, soldații aduceau mereu alte provizii de luptă. Toată lumea lupta cu drag sub comanda acestui general neîntrecut. În trei ore totul fu restabilit. D'Artagnan se liniștise acum, vorbea cu calm. El se calmă cu desăvârșire când capitanul pionerilor veni să-i raporteze cu pălăria în mână că tranșele erau din nou bune. Bietul om nici nu termină bine de vorbit și o ghiulei smunse piciorul. El căzu în brațele lui D'Artagnan. D'Artagnan ridică pe soldatul său încet, liniștit, mângâindu-l cu vorbe dulci, coborând tranșe, în mijlocul entuziasmului general al regimentului de sub comanda sa. Din clipa aceea, totul se transformă într-un deplin delir. Două companii porniră la atac și ajungând în avant posturile inamice, biruiră într-o clipă. Când camarazilor, lor, ținuți în frâu cu mare greutate de D'Artagnan, văzură bastioanele adversare doborâte, nu mai putură rezista tentației și se năpustiră la rândul lor și un asalt furios fudat tocmai tunului de care depindea securitatea cetății. D'Artagnan își dădu seama că nu mai avea decât un singur mijloc de a-și opri armata, acela de a cuceri poziția. Își împinse toată lumea spre cele două spărturi ce se produsese în zidul de apărare al asediaților. Ciocnirea a fost teribilă. 18 companii luau o parte la asalt și D'Artagnan se postă cu restul trupei la o jumătate de leghe de bătaia tunului advers pentru a susține atacul la nevoie. Țipetele olandezilor omorâți de muschetare lui D'Artagnan spintecau văzduhul. Bătălia atinsese punctul culminant și guvernatorul cetății își apăra poziția pas cu pas. D'Artagnan, pentru a pune capăt luptei, aruncă o nouă coloană în foc, care găuri cu un burghiu. porțile cetății, rămase încă solide și foarte repede, în mijlocul detunăturilor, asediații o loră la fugă de pe metereze. Tocmai în clipa aceea, generalul auzi o voce spunându-i. Excelență, dacă sunteți bun, din partea domnului Colbert. D'Artagnan rupse sigiliul scrisorii care cuprindea următoarele cuvinte. Prietene, regele m-a însărcinat să-ți comunic că te-a numit mareșal al Franței, drept răsplată pentru bunele servicii și onoarea cu care l-au acoperit armatele sale. Regele este încântat, bunul meu, D'Artagnan, de cuceririle tale și îți comandă mai ales să sfârșești asediul pe care l-ai început cu bine pentru tine și succes pentru el. D'Artagnan simți că se sufocă, se înălță brusc cu figura ea prinsă și ochii strălucitori. Aruncă o privire ca să vadă progresul trupelor sale asupra acestor ziduri brăzdate de ghiulele. Asediul e ca și sfârșit, răspunse el mesagerului. Orașul va cădea într-un sfert de oră. După aceste vorbe, își continuă lectura. Cufărul, dragul meu d'Artagnan, este cadoul pe care ți-l fac eu. Cred că nu vei fi supărat văzând că în vreme ce voi luptătorii apărați gloria regelui, eu anim artele pacifice pentru a te împodobi cu o recompensă demnă de tine. Scumpul meu mareșal, te rog să mă onorezi și acum cu prietenia ta, după cum eu îți rămân mereu devotat. Colbert. D'Artagnan, beat de fericire, făcu un semn mesagerului care se apropie cu cufărul în mâini. Dar, în momentul în care mareșalul se pregătea să-l privească, o puternică explozie răsună pe meterezele cetății, atrăgând atenția șefului într-acolo. Curios, murmură D'Artagnan, nu văd încă drapelul regelui pe ziduri și nu se aude bătaia tobei lansă încă 300 de oameni odihniți sub comanda unui ofițer plin de ardoare și ordonă ca tirul artileriei să se accentueze. Apoi, mai liniștit, se întoase spre cufărul pe care îl ținea în brațe trimisului Colbert. Era un bun ce aparținea și pe care îl câștigase pe drept. D'Artagnan tocmai întindea brațul ca să ridice capacul când o ghiulea, venind dinspre cetate, sparse cufărul și lovi pe general în plin piept, aruncându-l pe un mormânt de pământ, în timp ce bastonul de mareșal, scăpând dintre flancurile mutilate ale cutiei, se rostogoli până lângă mâna uriașului doborât. Dar Tanian încercă să se ridice. Ostașii săi crezuseră că nu fusese rănit. La vederea sângelui, un țipăt izbucni din toate piepturile. Mareșalul, era grav nănit și o paloare mortală se lăsațe pe trăsăturile sale. Sprijinit pe brațele care din toate părțile se întindeau ca să-l ajute, el putu să mai arunce o privire spre cetate și să distingă drapelul alb pe bastionul principal. Urechile sale aproape surde de zgomotul vieții percepură totuși bătăile tobei care anunțau victoria. Atunci, strângând cu o mână crispată bastonul de mareșal încrustat cu flori și aur, el a plecat spre corpul său ochii care nu mai aveau puterea să privească albastru cerului și căzu, murmurând aceste strane cuvinte, care părură soldaților surprinși tot atâtea cuvinte cabalistice, cuvinte care altădată reprezentaseră atâtea ioduri pe pământ și pe care nimeni, în afară de muribund, nu avea de unde să le înțeleagă. Atos, Portos, Aramis, iată-mă, vin imediat scump prieteni. Dintre cei patru prieteni a căror poveste am redat-o, nu mai rămăsese decât un corp. Dumnezeu chemase în rai sufletele lor. Sfârșit